pe scurt, aș vrea doar să mai răspund la o scurtă întrebare legată de securitatea datelor și de echipamente. În primul rând, pentru că multe sunt calculatoare și tablete și telefoane personale. Dar noi trebuie să avem o foarte mare grijă la confidențialitatea datelor, inclusiv, mai ales când înregistrăm studenți, când vedem cu ei, trebuie să le cerem voie, ei să înțeleagă acest lucru. Noi și pe campusul virtual avem un document foarte vast de confidențialitatea datelor și de securitate, care toți trebuie să-l agreeze în momentul în care accesează campusul virtual, asta fiind una la mână. Dar, de exemplu, în Politehnică, toate cadrele didactice au putut să meargă cu calculatoarele lor de la facultate acasă, unii chiar cu echipamente, că au putut să filmeze și să realizeze anumite experimente acasă. Asta a fost o politică care s-a dat chiar în primele zile de trecut, să zicem, în acest mediu online, prin deciziile Consiliului de Administrație, că se pot duce acasă echipamentele, mai ales cele care pot fi transportate, ca acum la construcții, de exemplu, sau la mecanică, a fost mult mai greu și, în consecință, cadrele didactice de acolo au mai mers din când în când la facultate ca să poată să filmeze sau să arate efectiv în laborator, sau filmat în laborator făcând anumite exerciții sau anumite activități de laborator. Acum, securitatea, mai ales pentru zona de online. Atâta vreme cât crez în educație liberă și în educație deschisă, cred că mai puțin trebuie să ne îngrijorăm cine ne vede, cum ne vede și cum ce folosește. Ar trebui chiar să ne bucurăm că mai multă lume folosește resursele pe care noi le realizăm și le facem. Gândiți-vă cum ar fi pentru marile universități americane care își pun toate resursele la liber, cursurile la liber, găsești inclusiv planificarea cursurilor lor, resursele de curs, cărțile la liber. De ce o fac? Accesul la cunoaștere determină cunoașterea. Nu putem să creștem ca și societate dacă accesăm cunoașterea.